pornim spre Santarem. Tot cu barca. Cazieră de lux, două zile. Două zile, iar cazieră de lux. Dormit la hamac. Așa, o să ne echipăm. O pisică pe trecere. Ca o felină. Regală. Înfiorarea de dimineață, 3 km de mers pe jos. Am ajuns în Manaus, ploua, plecăm, plouă. Să sperăm că putem ajunge până în port fără să ne facă ciuciulete. Ne-am adăpostit la fix să luăm micul dejun. Tapioca cu brânză și pâine cu ou. Wow! Tapioca și sandwich cu ou. Așteptăm să treacă ploaia. S-a adăpostit și acest câine cu noi. Până mai devreme a stat în magazin și acum a ieșit puțin, că a văzut că s-a oprit ploaia. Ce ploaie am prins. În 30 de minute pleacă barca. Dar nu e chiar adevărat, pentru că tot timpul trebuie să aștept să încarce tot felul de mărfuri. Deci durează mai mult de câteva ore încărcarea. Vezi pe aici că picură din pom. Târgul de sâmbătă. Shopping da joia! Olha, tem um romanel dentista, bota aparelho. Vou pra Uri, pede shopping da joia, dentista, bota aparelho. Batira, perna, batira, perna. Batira, perna. Do mundo não, irmão, muito menos em mim. Okay. De ani, centenariu, 1848. Uite cu copoazul. Hai să luăm pentru Hello! Drum. Hello! Okay. 40 pe 10. Sau în Europa sunt cunoscuți sub numele de licii. Licii. Am ajuns în port. 5 lei intrarea în port și îmbarcarea. Ce? Înghețatul din alea de a săi. Ah, ok. Vedem, poate avem noroc. Da, da, da. Uite-ne. Acolo. Gabriel. Ce? Hey! Să căutăm San Bartolomeu 4. Marcociu.
pentru aproximativ 800 de kilometri cu barca am plătit 27 de euro de persoană. Lux, mult mai ieftin din Manaus în Santarém față de Portovelo, Manaus. Barca San Bartolomeu deja e ocupată. A, dar e destul de mare, găsim locuri pentru hamac. Bom dia. E aí? Bom, cadê a mulher? Cadê a mulher? Tá esposa, tá esposa. Boa viagem. Pode dar uma etagem. Bom dia. Ah, lux. Luxoriant. Palese. Trebuie să ne gândim unde să fie capitan. Barca de lux față de pe care am fost prima oară. Si, si, si. Santarém, Santarém. Depois Macapa. Si, si. É pescado? Não. Não, peixe, dor, peixe e carne. Bom peixe. Sim. Peixe, peixe. Acum începem la operațiunea. Dar nu înainte să-mi dau cum așa, să-mi dau tricou jos. Super profi, data trecută am trebuit să coborăm după barcă, să luăm legături de depus hamaco, acum sunt oameni cu prize, cu spori. Avem chiar și cârligele astea. Las că vine la etajul doi. Du-te tu, că tu știi. Închis, să te uiți cu mine. Păi du-te tu, că tu știi cel mai bine. Unde știu eu, de ce am lucrat pe parte? Era un mos, pirarucu cu banană? Ia uite, pirarucu. Almorso cu pirarucu. Pește. Oamenii cu sacoșile să-ți iei prânzul. Păi, ia scoateți hamac. Am scoat. Pune hamacul. Poate să avem aici, nu? Ne lăfăim. Nici nu știi cum să-l pui la cât de mult spațiu. Loc de pus fructele deasupra. Ia pune de pe el să vedem stilul ăsta cum e. Mai ridicat. Hai să-l testăm. Hai, testează-l. Cred că trebuie să-i băgăm sfoară, mă, mai jos. Nu cazi, cum să cazi? Vezi cum se stă? Cum, mă, pune-te tu! Pune-te tu, că ești mai ușoară. Că nu poți să mă pune, trebuie ridicat. Cum să fii ridicat? Pune-te! Nu vezi că nimeni nu-l are așa? Păi, dar ce treaba? E prea ridicat. Poate cazi. Te-ai dormit așa, stilul așa? Nu, obrigată. Nu știu ce vrea băiatul. Dacă vrem sucuri. Sacoși. Castronașe de câini. Castronașe, voi să spui gustările în ele. Ai toate condițiile, mai ceva cu cap pe croazieră. Bun, castronașele. Dar trebuie să spunem soare. E prea ridicat, nu? Ia uite și rambutanul, direct la nas, cum vine în punga.
Banane, rambutan, struguri, mere. Nu. Cum poți pune hamacul? Bagi frumos pe aici, prin sfoara. Hap, 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 hap. Și după mai faci o schemă în capăt de aici, la fel. Hap, hap. Cu punctul ăsta și l-ai prins. Ia uite, paracetamolul, de farmacie. Farmacia mobilă, sirop de tuse, miere. Suntem... Spre... Spre ajuns, nu? Cam da. Ok, l-ai pus palto, a? Ok. Jos e mai cald și sus direct sunt în aer liber. Instalare reușită. Mi-a arătat omul Ludu Pescăresc. Aha. Só a pichagem, né? Aqui ela perde aqui, ó. Sim. Oi. Deixa a cadeira dela, vem com a cadeira dela também. Sim. Obrigado. Masa pe barcă. Peștele pira. Rucu. Rucu. Banane, fasole. Banane, fasole, lămâie și salată. Și orez ascuns. Totul pentru 18 lei. Și încă ceva secretul din Brazilia, la fiecare masă se mănâncă mălai. Mălaiul din Brazilia. Wow, ce pasăre frumos. E morango, tem goiaba, frutas cristalizadas. Açaí. Açaí. E... Buriciu. Fruta? O grămadă de chestii. Gadgeturi. Mâncare. Căști. Portocale. Diferența față de barca cealaltă este că asta pe care suntem are net. O oră 5 reali, 3 ore 10 reali. Avem apă la discreție. Iar băile sunt mult, mult mai mari. Locul de spălat pe mâini, care este imens, 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 imens. Ia să vedem dacă funcționează. Funcționează! Iar apa nu este chiar așa de maronie cum era pe barca cealaltă. Avem și săpun, hârtie, ce să mai... Un întreg lux. Astea sunt băile. Mai avem vreo 30 de minute până plecăm. Noi ne-am luat biletul acum 2 zile, dar chiar și azi, dacă ajungeam în ultimul moment, puteam să ne cumpărăm biletul și nu numai biletul, puteam să ne cumpărăm chiar și hamac, pentru că fix vis-a-vis de port este un magazin de unde poți să-ți iei hamac, poți să-ți iei corzi pentru prinderea hamacului și poți să vii fără nicio gustare la tine, pentru că o să fie asaltat de toți vânzătorii care vin să-și vândă produsele. Banane, portocale, mere, până și castronașe de mâncare. Toată lumea s-a aprovizionat.
Și suntem gata de plecare. Castronașele. Încet, încet se umple barca. Pornim, pornim. Pornit în sfârșit, cu o oră de întârziere, dar s-a pornit. Pe curând, Manaus, sper să ne vedem curând. Mergem spre altă destinație din Amazon, Santarém. Două nopți pe barcă și alți 700 de kilometri pe râul Amazon. Am pornit la ora 1 și aproximăm că facem cam 36 de ore. Acum suntem pe Rio Amazon, am văzut cum Rio Negro s-a întâlnit cu Rio Amazon. Mulți oameni trăiesc pe partea asta, cresc vaci, crescătorii de vaci. Cred că este o mare afacere să crești vaci. Am căzut lați, am dormit vreo 3 ore imediat cum a plecat barca. Față de cealaltă barcă cu care am venit din Porto Velho, diferența este că această embarcațiune San Bartolomeu are o grămadă de private tours. Sweet, sweet, sweet. La etaj avem barul. Vedem cum arată. Wow! Você começou a me dar da mão e na hora de fazer amor sempre diz que não tá bem, não tá legal. Pra quando eu perguntei se tinha outro alguém, você levou. Chegou na parte principal. Un mesaj foarte bun, binevenit! Wow, super lux, unde da mai barul, terasa! Și ultimul etaj pentru iubitorii de înălțime.
Oh, frumos, frumos. Se poate lua un scaunel de jos de la bar și se poate sta la chill. O berică. Toate că avem o grămadă de coșuri de gunoi la bord, lumea încă aruncă pe jos. In engleză. Wow, look, China. Pește, salată și salată de bœuf, fără carne, salata. La etajul 3, barul, chiar cu cinema de bar. La etajul 4, o terasă mare. Wow, și pot observa stelele. Nouă seara, am oprit într-un orășel să mai luăm pasageri. Și bineînțeles, vânzătorul e ambulanț, or să profite și or să urce cu tot felul de gustări. Uite cum stau aliniați fiecare cu lăzile frigorifice, cu gălețile, cu tot felul de gustări pregătite. Wow, ce lună plină! Nu știu dacă se vede, dar este o lună super, super ca lumea. Fira, gustări, gustări, gustări. Já vem para outro horário. Obrigada. Estado no segundo confesso. Vale ressaltar que o café da manhã tem duração de uma hora. Muito obrigado pela sua atenção. Good morning, ladies and gentlemen. We inform you that your breakfast is ready on the hall that is located on the second deck. It is important to remind you that breakfast lasts for only one hour. Ploie, ploie. Ne-am mutat pe mijloc pentru că unde stăteam a venit apa. Și e super bine aici pe mijloc. Care-i treaba? Pornu. Pornu. 7 dimineața, nu? 7, da. Ploaie a dat. După ploaie, mereu în Sud America avem parte de curcube. Mă ține verde. Să
adevărat. Prima noapte pe barcă spre Santarem, s-a băut, nu glumă. S-a dormit super bine, deja suntem profesioniști, putem să dormim în hamac zile întregi. Știm toate schemele și toate locurile bune dintr-o croazieră de lux, cum este aceasta, San, cum se cheamă barca, că am uitat, stai puțin, San Bartolomeu, mult mai lux decât Vovonaza.